foarte interesant ce se întâmplă astăzi. Pe de o parte, aflăm că ucrainenii vor să negocieze Crimeea, dar atenție, inițial s-a crezut din cauza unei declarații făcute la Financial Times de un oficial al guvernului de la Kiev, s-a crezut că ar fi vorba despre negocierea teritoriului. Nu, nu este vorba despre negocierea teritoriului, ci despre o posibilă retragere ordonată a rușilor. Ăsta era sensul anunțului făcut de mai mulți oficiali de la Kiev, conform căruia, odată ce armata ucraineană va ajunge la granița administrativă a regiunii Crimeea, se poate începe o negociere sau, în termenii folosiți de ei, se poate deschide o pagină diplomatică. Imediat, comentariile au vizat cel mai de așteptat moment al negocierii dintre ruși și ucraineni, adică probabil o cedare de teritoriu, sub nicio formă, vin declarațiile lămuritoare, sub nicio formă va fi vorba doar despre o retragere controlată a rușilor. Le vom permite să facă asta atunci când armata ucraineană în contraofensivă va ajunge la limita administrativă a regiunii Crimeea. E importantă această declarație, pentru că veți vedea, au apărut deja imagini din satelit care ne arată niște baze militare din Crimeea care brusc s-au golit. De aici întrebarea, dacă retragerea a început deja sau este vorba despre o regrupare tocmai pentru a pregăti apărarea acestei regiuni. Și încă o declarație interesantă, le vom da voie să plece repede, poate două zile, căci după aceea oricum vom distruge complet podul Kerch. Vedeți mai devreme imaginile de când ucrainenii l-au lovit nu știm dacă l-au lovit cu rachete, deși găurile erau acolo în pod, deși s-a produs acea explozie a trenului plin cu combustibili, oricum l-au distrus. E, de data asta spun că îl vor distruge complet. Iar contraofensiva stârnește panică la Moscova, este absolut clar. Se vede din discursul de azi dimineața lui Soloviov, de exemplu, pentru că mai nou înțelegem care și emisiune de dimineață. Timp de minute bune, minute în șiri, Vladimir Soloviov a urlat în microfon, a urlat la telespectatori, a urlat către Ministerul Apărării de la Moscova de ce nu lovește cu arma nucleară Ucraina înainte să înceapă contraofensiva. Atmosfera asta devine din ce în ce mai interesantă și o vom comenta cu invitații noștri în a doua parte a orei. Înainte însă vom vorbi despre răfuiala de la PNL. Un prim episod aseară. Al doilea episod astăzi. În episodul de aseară, lui Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, i s-au adus reproșuri de genul am ajuns ospătarii PSD la guvernare. Asta i-ar fi spus Vasile Blaga. Un alt reproș este mai cunoscut, sunt stâlpii decât unii dintre miniștrii noștri. Și trebuie să vă spunem că lângă Vasile Blaga, cei foarte vocali, cei foarte critici la adresa lui Nicolae Ciucă au fost Ilie Bolojan, Emil Boc și, evident, Vasile Blaga. Astăzi, după ședința de astăzi a conducerii PNL, Nicolae Ciucă a fost întrebat cum comentează aceste declarații. Declarația referitoare la am ajuns ospătarii PSD la guvernare nu a fost comentată. Nicolae Ciucă a refuzat să comenteze. Dar în legătură cu stâlpii care ar fi mai cunoscuți decât miniștrii, el a spus că notorietatea miniștrilor este un aspect care se va concretiza atunci când vom lua decizia noilor portofolii. Cu alte cuvinte, la rotativă, spune Nicolae Ciucă, în mod cert, miniștrii vor deveni mult mai cunoscuți decât sunt acum. În fine, despre toată răfuiala, Nicolae Ciucă a spus că e dovada că în partid există curaj și demnitate ca să spui lucrurilor pe nume. Ce am observat din capul locului este că nu a negat niciuna dintre cele două interpelări. Foarte interesant. În plus, peneliștii își doresc comasarea parlamentarelor cu localelor, adică alegerilor parlamentare cu cele locale. Foarte interesant felul în care a fost motivată această propunere. Românii își doresc comasarea alegerilor. Comentăm. Comentăm cu invitații noștri, Cristian Pârvulescu, politolog. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, domnule Filipian. Și Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Bună seara. Bună seara. Domnule profesor, de ce le e frică domnilor de la PNL? Că înțeleg că le-a fost prezentat un sondaj în care stau mai bine decât în alte sondaje. De ce le e frică? De viitor. Pentru că, vedeți dumneavoastră,
calendarul electoral de anul viitor este foarte complicat pentru PNL. În general, este complicat pentru România, pentru că primele alegeri sunt alegerile europene, care sunt alegeri intermediare, cu prezență în general mică la vot, deci cu posibilitatea unei surprize din partea unui partid mic, dar care are un electorat mobilizat. Și la noi asta se poate întâmpla. Aur deja pare să fie în formă, cel puțin conform sondajelor, iar în asemenea condiții poate să facă surpriza. Surpriza pe care poate să o facă PNL-ului, care nu se află foarte departe de Aur, deși cred că potențialul său electoral, bazându-ne pe harta electorală a alegerilor din 2000, e mai important, dar poate să facă surprize și PSD. Pentru că la alegerile europene, primarii nu prea se mobilizează și atunci electoratul de opinie contează foarte mult. Ori, în condițiile astea, prima ipoteză a fost a alegerilor anticipate. Alegerile anticipate au fost până la urmă considerate periculoase pentru stabilitate. L-ați auzit și pe domnul Ciolacu, care a spus că în calitate de om de stat nu se poate gândi la așa ceva. Deci nu le vom avea în septembrie. Ca urmare, ce să facă PNL? Poate să spere la un miracol, sigur, până în ultimul moment sperăm la miracole, dar știți, în politică totul seamănă mai mult cu aritmetică. Care decât ar fi miracolul aici? Miracolul ar fi ca PNL-ul să obțină un scor rezultat bun, mai bun decât măcar apropiat de cel din 2019, care a fost un rezultat foarte bun, departe de așa ceva. Pentru că atunci a fost o prezență de 50% datorită referendumului pentru justiție. Nu va mai fi cazul de data asta. În condițiile astea vor neapărat să iasă din situația de subordonare față de PSD, care s-a accentuat în ultimile săptămâni, pentru că la conducerea PNL, în special domnul general Ciucă, este interesat în primul rând de asigurarea stabilității. Ca urmare, a cedat pe toată linia în fața cererilor PSD. Sunt nenumărate exemple în ultimile săptămâni și asta deranjează foarte mult militanții, deranjează activiștii locali, există foarte multe riscuri și în condiții electorale asta se poate vedea, pentru că suflul partidului nu va mai exista. De asta se tem. Se tem că anul 2024 va fi un an dificil pentru partid. De asta s-a discutat dacă vor rămâne la guvernare sau nu după rocadă. Eu vorbesc în continuare de rocadă și nu de rotativă, din motivele istorice pe care le-am mai evocat aici. Deci ar putea retrage, ar putea face PSD-ului cam aceeași atmosferă pe care PSD-ul le-a făcut-o lor câtă vreme a avut prim-ministru. Îi va ajuta să recupereze sau nu, nu știm. Pe de altă parte, se gândesc foarte serios să cumuleze alegerile locale cu cele parlamentare pentru a-i obliga pe primar să lucreze și pentru parlamentare. Partid. Dar va fi de acord PSD-ul cu varianta asta? Vă pot spune că PSD-ul e de acord. E de acord? Cât am discutat eu cu unii de la PSD, cu pentru unii reprezentanți ai PSD-ului care nu sunt chiar neglijabili. Nu pierde nimic. PSD-ul nu e de acord și e în mod normal să fie așa cu alegerea anticipată, care nu sunt de realizat în România, clar. Iar un parcurs de anticipate ar crea instabilitate, ar crea probleme, ar putea duce la creșterea în continuare a formațiunilor antisistem extremiste, deci e corect să meargă pe o variantă, dacă pot, să pună alegeri, să vadă ce comasează, dar trebuie să țină cont și de Constituție, de mandate, cum pot să facă așa ceva. Dar este foarte clar că, într-adevăr, mandatul pe care îl are premierul Ciucă a fost și l-a pus în aplicare să asigure stabilitate. Ceea ce nu e puțin lucru. Adică nu e puțin lucru în vremuri de război, tulburări extrem de mari, situație dificilă, economică. Vedeți, vecinii noștri bulgari sunt de 2 ani în alegeri și nu reușesc nimic. Pur și simplu nu au rezolvat nimic cu nicio rundă de alegeri. Sunt în aceea situație și sunt blocați pe toate palierele, cresc și la ei partidele proruse și așa mai departe. Deci e extrem de dificil să intri într-un tumult electoral din ăsta cu scandal. Gândiți-vă ce ar fi să fie toți în opoziție, că în situația asta pare că toată lumea ar fi în opoziție și nimeni n-ar mai guverna România când are niște probleme foarte mari. Și aș mai adăuga la nervozitate încă două motive importante. S-au lansat prea mult în cheltuirea banului public.
PSD-ul a avut această, are această apetență istorică, genetică. PSD cheltuiește banii publici, îi aruncă în toate părțile când ajunge la guvernare, cu pensii, cu pensii speciale, nu că ei alți n-ar face. Dar o fac cu deasupra măsură. PNR n-a reușit să-i oprească. N-a reușit să le spună, fraților, plapuma se întinde până aici. Nu putem să ne aruncăm. Ba da, ne aruncăm, cum fac ei. Au făcut bugetul și acum văd că nu încasează. Au banii. Că erau previziunile prea optimiste, n-ai de unde să iei banii aia, e o gaură de 20 de miliarde astăzi. Uh-huh. S-ar putea duce la sfârșitul anului mult mai mult. Un motiv de nervozitate puternic. Al doilea motiv, reformele angajate prin PNRR. Speranța acestei guvernări este să aducă banii din PNRR. Pentru că, într-adevăr, sunt multe miliarde, adică ceea ce nu asigură bugetul de stat, să asigure prin banii europeni care se duc în investiții, că PNRR-ul este foarte strict. PNRR cheltuiești banii și ai făcut, îți dă banii. Nu e, domne, mutăm, fazăm, n-am făcut aia, dar mai facem un pod, n-am făcut o grădiniță, dar lăsați că facem un parc și mutăm banii și mai recuperăm. Nu, acum e pe proiect, pe kilometru de autostradă și așa mai departe. Și dacă nu reușești să faci reforma pensiilor, nu reușești să îți asumi angajamente, uitați-vă și cu justiția, îți blochează banii. Deja a doua tranșă e blocată, a treia tranșă este sub semnul întrebării. E amânată, nu e blocat. Și încât au destul de multe motive să se simtă un vas strâns la colț, dau dintr-o parte în alta, nu știu cum să iasă și atunci își manifestă nemulțumirea în aceste ședințe de partid. E normal să fie așa. Și al treilea motiv ar fi și dorința unora de a intra în față. Ca la această rotație la guvernare să prindă posturi. Rareș Bogdan. Vasile Blaga, îl vedeți doritor? Vasile Blaga, Rareș Bogdan, care a spus foarte clar, eu vreau să fiu vicepremier în nou guvern și un minister, adică și vicepremier politic și un minister care să-i se cuvină. Și alții. Ies în față, presează, dau tare din picioare, bat cu pumnul în masă, să iasă în față, pentru că partidul are nevoie de leadership. Ilie Bolojan ne-a spus de mai multe ori că nu e interesat să vină la București. Nu vrea un post în guvern, dar este printre criticii vocali al lui Nicolae Ciucă. E mult mai ușor să fii critic de pe poziția pe care o are, care e o poziție puternică, are rezultate foarte bune, este respectat în județul Bihor, nu doar în Oradea, unde a fost primar, a fost la București secretar general al guvernului, dar probabil lumea a uitat cândva de mult, acum 15 ani, pe vremea guvernului Tăriceanu, a dus pentru că fusese deja extraordinar de util la Bihor, dar nu este interesat pentru că știe foarte bine cum este acest partid. Știe care sunt riscurile, nu există încă o susținere suficientă și mai bine primul într-un sat decât al doilea la Roma. Pe de altă parte, problema este foarte serioasă în PNL, pentru că au o evidentă criză de personal. Acum, domnul Blaga a fost poate foarte acid, de o ironie groasă, dar nu e departe de adevăr. Nu sunt foarte bine cunoscuți, dar ați văzut. Cel puțin nici foarte activi, aș zice că nu sunt, foarte, pentru că altfel ar fi vizibil. Nu comunică. Nu știu dacă sunt activi sau nu. Poate sunt foarte buni profesionali. Dar am observat ceva uitându-mă pe sondaje, că inițial, când a început acest guvern, erau niște miniștri care erau vizibili. Am constatat că unii dintre ei au devenit încetul cu încetul mai puțin vizibil, aproape invizibil. Situația se poate schimba. Acum, care este politica partidelor? Fie că vorbim de PSD, pentru că nici la PSD nu sunt toți vizibili, iertați-mă, nici la UDMR nu-i cunoaștem pe toți și nici nu sunt foarte mulți. Dar partidele sunt obligate să preia ceea ce le transmit organizațiile locale. Partidele românești nu mai sunt partide naționale, sunt confederații de organizații teritoriale, iar organizațiile teritoriale își trimit oamenii acolo. Pe diferite motive, care nu țin neapărat de competență. Ăsta este motivul pentru care noi nu știm. Oamenii aceștia n-au experiență politică, n-au făcut politică națională, au făcut eventual politică județeană, care este cu totul și cu totul altceva. Nu pot să facă față acestor exigențe. Și chiar dacă au fost, de exemplu, parlamentari, n-au fost comunicatori. Ori
pozițiile acestea în guvern trebuie să acordate celor care asigură vizibilitate cu o echipă tehnică care să asigure performanța. Nu se întâmplă, din păcate, lucrul ăsta. Haideți să mai punem la un loc niște informații. Președintele spunea la începutul săptămânii, rotativa se va face, vor apărea probleme care vor trebui negociate între cele două partide. După aceea avem scenariul anticipatelor care deja a fost trecut la și altele. Și mai avem un scenariu. Fiecare dintre partide aruncă pe piață ideea că păi dacă nu ne iese, noi am putea ieși de la guvernare. Să rămânem la PNL. E în interesul lor să iasă de la guvernare în această ipoteză? În niciun caz. Și-ar bate un cui în talpă mare dacă ar merge pe o asemenea variantă. Bineînțeles că ar fi acuzați de sunt incompetenți, că nu și-au făcut au dat de greu și să cară. Deci în niciun caz. Chiar că le-ar face un mare serviciu celor care fie sunt în opoziție, fie sunt alături de ei, parteneri de guvernare. Ar fi mană cerească. Uite, dom'le, noi încercăm, ne-am înhămat la căruță, am pus... Și ei, când dau de greu, întorc spatele și iau la fugă. Nu. Dar mai, aici ai o problemă. Faptul că ei nu sunt vizibili, că le-a luat fața PSD-ul, li se datorează în întregime. Adică ei nu au cum să dea vina pe PSD pentru chestia asta. Păi voi sunteți acolo. De ce nu vă vede lumea? De ce vă faceți de râs până la urmă? Deci partidul ar trebui să-și pune problema asta, într-adevăr, și premierul a spus-o clar. Da, așa e. Adică noi ar trebui să venim cu o garnitură exact în sensul ăsta, care să comunice, care să fie vizibil, dar să și facă ceva, nu mai să dea din gură, că ne-am săturat de... și PSD-ul a avut în guvernările trecute, cred că 90% dintre miniștri erau niște tipii care aveau mari dificultăți să citească un text în limba română de pe o foaie. N-aveam nicio treabă nici cu administrația, nici cu politica, nici cu guvernarea. N-a fost cazul la PSD, dar la PNL, dar se vede că sunt depășiți pe multe paliere și nu știu ce să facă. Nu vorbesc aproape deloc pe sectoare foarte importante. Într-adevăr, trebuie să se gândească foarte bine cum fac rotația, că și aici este o mare problemă. Cum fac? Pentru că în Constituție scrie foarte simplu. Guvernul este demis dacă premierul își dă demisia sau dacă e dat jos printr-o moțiune de cenzură. Altă, a treia cale nu există, pe care văd că vor să o ia în considerare acum să vadă, poate găsesc ei o formulă magică. Nu există o formulă magică, trebuie să ajungă, nu poți să-ți depui mandatul, nu poți să-i, n-am un mandat la mine în buzunar, mă duc la președinte, domn președinte, am trecut pe la dumneavoastră, luați și mandatul ăsta, că l-ați uitat la mine și l-am găsit eu pe jos, luați mandatul ăsta. A, da, bine, dă-l încoace, la revedere, domn general, la revedere. Nu se poate. E un act constituțional. Ai fost votat de un parlament în funcție, cu un guvern, cu un program. Deci, trebuie să cadă de acord. 25 mai este foarte aproape. Nu ne permitem, într-adevăr, niciun fel de moment de instabilitate care să derapeze. Și încă un punct extrem de important și sper că oamenii care se ocupă de statul român sunt conștienți. Suntem într-o mare, navigăm într-o mare, cu mine, minată politic. Nu mă refer la ce se întâmplă fizic cu minele din Marea Neagră. Dar curentele anti-europene, anti-occidentale, extremiste, ultranaționaliste înfloresc în România. Pentru că au fost lăsate libere să facă tot ce vor, fără ca altcineva să susțină alte idei. Și pomă să uită în sondaje și să miră cu toții. Aoleu, ce facem cu România? Ne ducem în râpă? Devenim o țară anti-europeană? Vai, săriți! Păi dacă lăsați locul liber, dacă nu aveți nicio strategie de comunicare, dacă nu aveți leadership care să meargă în fruntea celor 70% dintre români care cred în valorile europene încă, deși au fost lăsați oarecum de izbeliște și fără leadership, pentru că orice grup de oameni are nevoie de leadership, așa suntem construiți și ne trebuie cineva să meargă cu un steag în față și cei care gândim să-l urmăm, fie că suntem de o parte sau de cealaltă, ori partea cealaltă are leadership, profită, iar partea asta încă
majoritară nu are niciun fel de leadership. Nu poți să abandonezi barca acum că mai e un an până la alegeri, pentru că e vorba de destinul României pentru generații întregi. Chiar nu ne permitem acest lucru și sper că își asumă o responsabilitate să lupte în numele valorilor pe care îi spun că și le asumă, adică că sunt liberali sau sunt social-democrați care e tot curent european. Vladimir Soloviov, vă spuneam că la Moscova e deja în vibrația locului ideea că ucrainenii vor porni contraofensiva. Și se vede asta în discursul lui Soloviov, care vrea nici mai mult, nici mai puțin decât bombardarea nucleară a Ucrainei, acum, cât încă n-a început contraofensiva. За чем ждём контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и расположения центров принятия решений Украины. В чём проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши селы, убивают наших жителей. Și ni se alătură, cred că avem o problemă cu scaunul, colegii o să o rezolve imediat. Andrei Țărneau, să-l vedeți imediat, este diplomat și directorul de comunicare în Ministerul de Externe. Colegii o să rezolve problema cu scaunul, întotdeauna pleacă mai repede decât ar fi fost cazul. Domnule profesor Pârvulescu. Domnule prelecțean. Cum este cu disperarea domnului Soloviov? El a cerut și oameni care nu făceau parte din tagma, așa zișilor, jurnaliști propagandiști, bombardarea nucleară. Au cerut și alții, dar în cazul ăsta, bombardarea nucleară a Ucrainei. De ce? Dramatizare, pur și simplu, încercarea de a escalada discursiv starea de spirit a rușilor, nu are niciun fel de valoare. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în timpul în care domnul Soloviov face astfel de afirmații, Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen se află la Beijing, unde discută cu Xi Jinping, care reafirmă o dată în plus că problema nucleară este o problemă importantă, mai mult decât atât, pentru că sunt foarte deranjați de comportamentul Rusiei, spune că orice atac împotriva centralelor nucleare este condamnabil. De ce au o problemă chinezii cu rușii? Pentru că au semnat un comunicat de presă comun, un angajament, dacă vreți, în care s-a vorbit despre faptul că nicio țară nu va duce armament nuclear într-o altă țară. Problema chinezilor era că americanii să nu ducă armament nuclear în Coreea de Sud și, surpriză, două săptămâni mai târziu, nici măcar, Putin anunță. Rusia anunță că trimite în Belarus. Vă dați seama că asta este o dovadă de lipsă de respect față de cel care ar fi trebuit să fie marele partener. Așa că tot acest discurs trebuie să-l privim în acest context. Cred că și rușii inteligenți îl înțeleg în acest context. Este un discurs propagandistic de tip Goebbels, care încearcă să mențină, într-un moment pe care dumneavoastră l-ați descris ca fiind de disperare tactică, să mențină suflul opiniei publice rusești, care deja vede înfrângerea, chiar dacă ea nu este efectivă. Apropo, pentru că Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen au cerut în mod expres președintelui Xi Jinping să intervină pe lângă Putin și să aibă o discuție cu președintele Zelensky, președintele ucrainean Zelensky. Peskov, purtătorul de cuvânt, a spus nu există niciun fel de soluție negociată în momentul de față. Nu există. Soluția, deci, este militară. Războiul, sigur. Militară. Să continue războiul. Și atunci, dacă e soluția militară, Rusia trebuie să facă tot posibilul măcar să stopeze această ofensivă, dar nu folosind armele nucleare. Să fim absolut siguri. Nu cred că în momentul de față Rusia mai poate nici în mod serios să se gândească la folosirea armelor nucleare, altfel decât în situația aceea excepțională în care teritoriul rusesc ar fi atacat. Andrei Țărnea, bună seara! Bună seara! Noi nu avem toate datele, pentru că nu putem urmări televiziunile de la Moscova. Noi vedem niște fragmente pe care jurnaliștii occidentali le extrag și ne explică despre ce se întâmplă acolo.
aproape fără context. Ce vreau să spun aici este că, aparent, domnul Soloviov a avut cel puțin o discuție, dacă nu cumva chiar ăsta e mersul dezbaterii din Federația Rusă, pentru că spune, ce ne oprește? De ce nu aruncăm bomba nucleară în Ucraina? Pentru că armele nucleare se folosesc numai pentru descurajare? Foarte interesant. Ori a spus cineva de ce există arme nucleare pe pământ, ori ei înșiși încearcă să se autoconvingă că nu e de folosit arma nucleară. Cum interpretați? Acum două zile, un eveniment istoric a avut loc la Bruxelles. Finlanda, țară vecină Federației Ruse, a devenit membră NATO. Cred că majoritatea covârșitoare a cetățenilor Federației Ruse, inclusiv cei care au fost supuși unui spălări pe creier constante în ultimii 20 de ani, vorbind despre amenințarea pe care o reprezintă NATO, înțeleg o legătură simplă. Finlanda, o țară care nu era foarte favorabilă acum 15 ani apartenenței la Alianța Tratatului Atlanticului de Nord și care a avut constant o politică de securitate și externă bazată pe un echilibru strategic între cooperarea cu Occidentul și non-antagonizarea Federației Ruse. Intrarea Finlandei, cum spuneam, este văzută de cetățenii Federației Ruse ca o consecință directă a agresiunii împotriva Ucrainei, a deciziei Rusiei de a invada o țară vecină suverană, la care state, cum este Finlanda, cum este Suedia, au reacționat schimbând politica de 10 de ani și decizând că sunt în mai mare siguranță cetățenii lor atunci când sunt în spatele umbrelei Alianței Atlanticului de Nord. Care este semnificația acest lucru în contextul discursului legat de utilizarea armelor nucleare, care nu e prima oară menționat în televiziunile de stat ruse și pe care diversi comunicatori, mai mulți sau mai puțin oficiali sau oficioși, au tot reiterat-o în ultimul an. Motivul este că atunci, pe de o parte, că atunci când ai un eșec pe front, transmiți adversarului în general, adversarului real sau imaginar Ucrainei sau celor care susțin Ucraina în rezistența sa în fața agresiunii ilegale a Federației Ruse, este să spui că o putere nucleară, și citez aici, nu poate să fie învinsă militar. E o mitologie, puteri nucleare au pierdut războaie în ultimele decenii, unele dintre ele, Vietnam, dacă vrem, Afganistan și așa mai departe. Deci nu are rost să intrăm într-o analiză pentru că sunt evidente realitățile. În schimb, Rusia se află într-o situație în care nicio altă putere nucleară nu s-a pus. S-a așezat într-un colț, ca să spun așa. A creat un set de realități prin acțiunea pe care a făcut-o, prin anexarea ilegală și nerecunoscută a unui teritoriu suveran, Crimea, în 2014, și apoi a teritoriilor din estul Ucrainei anul trecut, anunțând, pe de o parte, că acestea sunt teritorii ale Federației Ruse, pe de altă parte, schimbându-și în mod nominal strategia de deterrence nuclear, de postura nucleară și, de fapt, nu atât postura nucleară, cât politica de utilizare a armamentului nuclear, anunțând că poate să utilizeze armele nucleare preemptiv atunci când existența Federației Ruse este pusă în discuție și aici la existența Federației Ruse au inclus integritatea sa teritorială. Toate acestea sunt până la urmă vorbe, pentru că în realitate Federația Rusă, și aici sunt perfect de acord, nu are nici motivele, nici capabilitatea, și mă refer efectiv tehnic într-o anumită măsură, să facă acest lucru fără consecințe. Ion Meoniță, Soloviov vorbește în locul cuiva ca și cum ar anunța ceva sau exprimă o frustrare? Evident că propaganda nu vorbește de capii. Propaganda transmite mesajele pe care trebuie să le transmită. Primesc ceea ce trebuie să transmită. Dacă mâine ar trebui să transmită că cea mai mare cucerire a Rusiei este să se retragă din Ucraina, o va spune cu același ton. Nu e niciun fel de problemă. Și aici... Și va și declara că au fost realizate obiectivele. Da, și cum au și spus. Uh-huh. Au fost îndeplinite toate obiectivele, ne-am arătat vitejia și acum plecăm acasă. Și organizăm și o paradă dacă e nevoie. Dacă ar schimba, să spunem, faia. Asta e propaganda. Dar dincolo de asta mai sunt motive, pentru că, vedeți, a fost întâlnirea de la Moscova Vladimir Putin, Xi Jinping. Și a fost prezentată într-o lumină extraordinară, pentru că acum ambasadorul chinez la Uniunea Europeană să spună într-un interviu
că acest parteneriat fără limite, care trebuie așa, e vorbă. Pur și simplu e retorică. Ori dacă un înalt diplomat al Republicii Populare Chineze spune așa ceva, spune având, bineînțeles, verde pe toată linia, că iarăși a impostat momentul, momentul în care Ursula von der Leyen interviu a apărut chiar înainte, în contextul acestei vizite. Spune într-un dublu context, în contextul vizitei și în același timp în contextul în care toate părțile se ocupă foarte atent și extrem de bine calibrat să vorbească despre condițiile unor negocieri de pace. În limbaje diferite și vorbind despre lucruri diferite. Dar inclusiv partea ucraineană a vorbit despre acest lucru și despre circunstanțe foarte specifice pentru acest lucru. E foarte clar că agitarea de la începutul războiului, amenințării nucleare directe pe care au făcut-o Rusia prin acești oameni, sigur că are darul de a pune China într-o situație extrem de atentă. Nu își poate permite nimeni așa ceva. Mai ales puterile nucleare. Nu se poate. Deci până aici e clar că nu se poate merge mai departe. Și aici urmează discuția. Ce se va întâmpla? Ați văzut mesajele președintelui francez, spuse direct, apelul la intrarea într-o altă fază a acestui război. Și toate astea, sigur că trezesc nemulțumire în Rusia. Mai ales că se pregătește, toată lumea așteaptă ofensiva ucraineană pe front. Deci lăsăm totul să fie decis pe front, spunem că n-avem, nu discutăm în niciun fel, cum au spus rușii de mai multe ori, și acum ne temem că ofensiva ucraineană dotată cu armament, blindate și așa mai departe, ceea ce au primit în ultimele luni, și mai mult decât armament, zeci de mii de soldați care și-au terminat ciclul de instrucție, fie în Europa, în Germania, alte state, fie în Statele Unite sau Canada sau Marea Britanie, au revenit acum în țară. Deci s-au încheiat perioadele lor de pregătire și pot constitui baza pentru niște trupe bine echipate și bine antrenate, care să ridice mari probleme rușilor în acest moment. Deci sunt multiple motive pentru care apelează la ultimul argument care a mai rămas teoretic, într-adevăr. O putere nucleară nu poate să fie învinsă. Retorică, bineînțeles, și asta, pentru că am vorbit aici, nici nu se poate gândi o putere nucleară să folosească armamentul nuclear decât ca descurajare. Kievul anunță că planul contraofensivei este gata, data și locul au fost stabilite, doar 5 oameni știu aceste informații, evident ele nu vor fi anunțate, vom afla că a început contraofensiva abia după ce va începe, dar cu această ocazie mai mulți oficiali de la Kiev fac aceeași declarație, și anume, când soldații noștri în contraofensivă vor ajunge la limita, granița administrativă a regiunii Crimeea, suntem gata să negociem. Dar nu teritoriul. Suntem gata să negociem o retragere ordonată a rușilor. Detaliem imediat. Rămâneți cu noi. E greu de crezut, dar chiar s-a întâmplat. Un canal de televiziune din Franța vorbește despre progeniturile, beizadelele de la Kremlin. Oamenii suspuși care au copii, care muncesc, trăiesc, câștigă bani grei, învață. În Occident, știți, Occidentul acela decadent de care Rusia vrea să-i ferească pe bieții ruși. Și unul dintre copii, unul dintre copiii despre care se vorbește în emisiunea de la LSI, ține neapărat să transmită un mesaj redactorilor și telespectatorilor LSI. Cine credeți că e? Fiica purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Ecaterina Pescova, a ținut neapărat să vorbească cu telespectatorii LSI. Nu s-a făcut de râs dacă e să ne gândim la limba pe care o folosește, a vorbit într-o impecabilă limbă franceză, numai că ce a spus a demascat-o. Către sfârșitul orei ne lămurim. Înainte despre Crimeea, Ion Meioniță, și despre anunțurile făcute astăzi, aproape pentru a corecta ceva ce dimineață, dintr-un interviu din FT, părea să ne lase pe toți cu gura căscată, că ucrainenii ar fi gata să negocieze cu rușii Crimeea. După care au venit lămuririle, nu, e vorba despre negocierea unei retrageri controlate. Cum e? Așa a apărut din textul pe care l-am văzut și eu.
Și după aceea am văzut că s-au venit interpretările și era absolut ciudat. Pentru că, spuneam înainte, toată lumea așteaptă ofensiva ucraineană acum, din moment ce ofensiva rusă s-a epuizat, s-a aproape să fie epuizată, indiferent dacă reușesc sau nu ceva la Bahmut, chiar dacă vor ocupa și restul orașului, nu e niciun fel de victorie, este ceva la Pirus, este pentru nimic. Dar ofensiva ucraineană care se pregătește acum, într-adevăr, poate să schimbe jocurile pe front și n-avea niciun rost ca ucrainenii să vorbească acum când n-au vorbit nici în august, nici în septembrie, nici anul trecut, n-au vorbit despre această posibilitate și au spus că vor să-și ia teritoriile înapoi, teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv Crimea. Și oricum așa ceva s-ar discuta, s-ar fi discutat numai după ce această carte ar fi fost jucată și nici de cum înainte. Adică era ciudat de la un capăt, era ciudat de la un capăt la celălalt. Dar probabil că acum este într-adevăr foarte multă mișcare diplomatică. Toată lumea așteaptă într-adevăr rezultate și după această vizită la Beijing. Toată lumea așteaptă să vadă dacă se va realiza o convorbire între președintele chinez și președintele ucrainean. Și acolo e un detaliu foarte interesant. Exact. Vom vorbi despre el. Și atunci au venit și aceste precizări ulterioare legate de fapt. Probabil nu știm ce a fost acolo cu adevărat. O defecțiune, o neinterpretare sau o interpretare greșită. Chiar trebuie lămurit, dar ulterior ceea ce s-a spus a fost clar din acest punct de vedere. Dacă ajungem la frontierele Crimei, îi lăsăm pe rus să plece. Dar nu are niciun rost această discuție acum. Chiar n-are rost, pentru că dacă Ucraina ajunge la... rost, să-i sperie pe ruși. Evident, hai, dar dincolo de asta, dacă ajung la front... Deci problema e să ajungă la frontierele Crimei. Și atunci situația ar fi cu totul răsturnată complet, pentru că ar însemna o înfrângere militară a Rusiei. Și atunci chiar discuția cred că nu ar fi superfluă în momentul ăla. Și probabil că le-au spus rușilor că mesajul a fost că nu, dacă am ajunge la frontiera Crimei, nu am trece-o acum. Ca să nu poată să dea naștere la interpretări de genul că este o parte a teritoriului rus și așa mai departe. Deci, cred că și în acest sens au fost făcute aceste declarații. Interesant. Asta, declarația, interviul făcea FT-ul dimineață să scrie că este cea mai explicită declarație despre dorința ucrainenilor de a negocia. După aceea ne-am lămurit. Este extrem de important. Ucraina niciodată nu a spus că nu e dispusă să negocieze. Să negocieze ce vine după ce câștigă războiul. Care sunt elementele care vor asigura pacea și securitate pe termen lung pentru Ucraina? Care sunt elementele care vizează elementele de reconstrucție, de plată datoriilor, de război și așa mai departe. Ucraina niciodată nu a spus că nu există subiecte de negociat. Ceea ce este nenegociabil și cred că orice stat suveran ar spune la fel, este că teritoriul național, invadat de un stat străin, nu poate să fie supus unei negocieri. În consecință, semnificația acestor mesaje e una tactică. Nu doar cea care ține de limbajul diplomatic între guverne, ci un mesaj către societatea rusă că Ucraina nu urmărește să distrugă Federația Rusă, că nu urmărește să invadeze Rusia, că nu reprezintă un instrument al NATO pentru distrugerea Federației Ruse, cum spune propaganda a Kremlinului, ci că se va opri acolo unde sunt granițele Ucrainei. Ceea ce înseamnă și că va duce acesta cu toate mijloacele, că nu e necesar să lupte împotriva soldaților Federației Ruse dacă aceștia se retrag. Că pot pleca și singuri. Domnule profesor, este și o metodă care poate pregătește contraofensiva de a atrage atenția asupra Crimeei, să ne gândim cu toții că acolo va începe contraofensiva și ea de fapt să înceapă cine știe unde?
în Crimea nu are cum să înceapă contraofensiva, ne uităm pe harta. Există militară. O bucată de teritoriu. Este atât la Herson, dar e foarte greu. E vorba de aproape 200 de kilometri. Iertați-mă, dar armata ucrainiană până acum a avansat 50-60 de kilometri. Mai ales că evaluarea este că acea bucată, care nouă ni se pare mică pe hartă, înțeleg că sunt în jur de 200 de kilometri, ei spun că o să ajungă la granițele Crimeei în septembrie. Da. Dacă vor să ajungă. Dar poate fi un bombardament cu informații de tot soiul. Este foarte important să transmită acest semnal către populația din Crimea. Populația rusă care a fost mutată după 2014 acolo și care în diferite momente din 24 februarie 2022 încoace a simțit presiuni și au început să părăsească peninsula. Practic este o parte a războiului psihologic care se desfășoară de ambele părți. Noi vedem mai mult partea ucraineană decât partea rusă, luăm doar mici secvențe din ceea ce înseamnă extraordinarul război psihologic și hibrid rusesc. Rusia a avut succese săptămâna pe care îl duce cu propriul popor? Nu, îl duce cu noi. Sau îl duce cu noi și uitați-vă la Macedonia. Au reușit în Macedonia să răstoarne un președinte pro-occidental, poate corupt, dar pro-occidental, cu un pro-sârb. Cu un pro-sârb și un pro-rus. Nu există niciun fel de dubiu că este susținut de partidele prosârbe, dar starea de spirit acolo fusese deja schimbată în mod categoric. Aceeași situație în Bulgaria. Vorbesc despre alegerile au avut loc tot duminică, vorbesc despre partidul prorus care s-a situat pe locul al treilea și așa mai departe. Pentru că ăsta este un război psihologic care se duce pe rețelele sociale, prin teoria conspirației, prin informații contrafăcute, pe care, din nefericire, guvernele nu reușesc să-l combată cu eficiență. Unele poate încearcă? Al nostru încearcă? Nu știu, eu sper că da. Vedeți să se întâmple? Nu, știți că asta o spun de foarte multă vreme. Nu, văd. Exact despre asta vorbea Ion Meioniță mai devreme. Nu mi se pare că în România există o politică coerentă de a combate știrile contrafăcute. Și mă scuzi, domn profesor, dar numai o clipă am văzut o monitorizare pe rețelele sociale. Cresc în avalanșe foarte mult aceste mesaje. Se rostogolesc și capătă aderență din ce în ce mai mare, mai ales după depunerea legilor acelea cu anexe. Și primul utilizator este un partid, sunt două partide extremiste, acestea beneficiază de existența acestor dezinformări în România. Sigur că da, dar legătura este directă, o știm cu toții. Mai mult decât atât, în fond, noi nu vorbim despre această ofensivă din 2020. Ea a început de mult. Am simțit-o în pandemie. Am simțit-o înainte de pandemie. Înaintea pandemiei, din 2014, sigur. Vanul refugiaților din 2015. Îmi aduc aminte în studio că discutam împreună în ce mod narativele legate de pandemie reprezintă o pregătire a teritoriului cu analiza cine, ce, cine diseminează, care sunt țintele vulnerabile, care pregătesc teritoriul pentru război psihologic, pentru orice subiect pe care actori statali, în cazul ăsta este evident care e actorul statal, Federația Rusă, îl vor intenționa împotriva nu doar a României, pentru că acest tip de strategie la nivel global a fost folosit inclusiv folosind social media, dar nu. Și aici aș face o paranteză. Suntem totdeauna obsedați de ce se întâmplă cu marile platforme pe internet. Uitând că 3/4 din acest conținut este amplificat, făcut de actori domestici. Da. De voci și internet. Apar niște indivizi care iau mesajele de acolo și le pun direct pe televizor. Haideți să o vedem pe Ecaterina Pescova. Este fiica lui Dimitri Pescov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Și la LSI, televiziune de știri din Franța, se vorbește despre copiii suspușilor de la Moscova. Doamna Pescova este un caz special pentru că, deși e pe lista interzișilor, LSI află că a călătorit în Franța. A venit în Franța și după ce au fost lansate listele cu interdicții. Și nu numai că a venit în Franța, dar are o firmă de evenimente acolo care face bani foarte mulți. Și domnișoara ține neapărat să aibă și ea un cuvânt de spus. Iată. Bonsoir. Je voudrais m'adresser aux téléspectateurs mais aussi aux rédacteurs de la chaîne française LCI. Cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je souhaite exprimer des doutes sur votre aptitude professionnelle.
Hier, à l'antenne du soir, vous n'aviez aucun autre sujet intéressant que celui de consacrer de longues minutes à mon humble personne. Le destin m'a fait naître dans une famille d'un haut fonctionnaire russe influent, comme beaucoup l'appellent maintenant. Mais pour moi, c'est d'abord un père, et c'est un père que j'aime énormément. Peut-on rapprocher une fille d'aimer son père ? Alors, pour être précis... Non, la réponse est non. Jusque-là, la réponse est non, évidemment. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Jandas, una din vedetele scenei de canalului de televiziune de care vorbeați, fost comentator la France 2. Deci și Cristin Ocrand. Și Cristin Ocrand, de asemenea... Titania medie franceză. Îi spun doamnei că nu poate fi condamnată pentru că își iubește tatăl. Nu avem multe minute la dispoziție, dar eu aș observa următoarele lucruri. Vorbește impecabil franceză, explicabil pentru că a învățat în Franța. Muncește în Franța, are o firmă acolo. Nu răspunde acuzațiilor. Și el se insistă. Dar de ce? El se insistă. Dar știți de ce? Sursele noastre ne spun că a venit în Franța, a intrat în Franța, afacerea ei merge în continuare. Este inacceptabil. Evident, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră că n-a reușit. Din punctul ei de vedere a reușit perfect ceea ce și-a, în primul rând, răspunde la întrebări. Nu a răspuns exact. Acuzațiilor dar și... Dar nu putea să răspundă acuzațiilor. Exploatează emoțional dar are o legătură afectivă cu tata. De ce să se ducă la LCI? Este singurul post de televiziune francez de știri care transmite în fiecare zi, de pe 24 februarie, despre războiul din Ucraina. Sunt cele mai bune comentarii dumneavoastră luați de acolo, diferite interpretări geostrategice. Pentru că sunt foarte interesante. Pentru că sunt comentatori de foarte bună calitate și atunci a vrut să se raporteze la acest public. Nu la publicul de la BFM TV. Hai să nu uităm că Pierre Bezuhov și prințul Andrei în Tolstoi vorbesc între ei în franceză, bun, în timp ce se luptă cu Napoleon. Bun. Deci, elitele pe rusești au avut o obsesie și o uriașă admirație pentru Occident, în timp ce învățau poporul rus să urască acest Occident. Nu e nimic nou aici. Nu s-a schimbat nimic și am văzut-o sistematic. Am văzut-o și cu regimurile comuniste care făceau același lucru, face același lucru regimul domnului Putin. Ceea ce s-a schimbat însă este modul în care Occidentul percepe acest lucru. Și aici cred că, într-adevăr, ea a obținut ce a vrut în această intervenție. A apărut victimă? Ea a apărut victimă, a apărut că este atacat, o chestie fundamentală, ca relația dintre tată și fiică. Tatăl ei nu e în uniformă, nu este un soldat, nu omoară civili în Ucraina. Dar nu? Susține războiul. Evident. Și spune că ucrainenii n-ar trebui să existe. Evident. Și că ce face Putin acolo este o mică operație. Nu este un război împotriva civililor. Deci este parte din acest război. Așa este, numai că publicul vede o tânără, vulnerabilă, vorbind impecabil franceză, de-a lor. Și aici este succesul acestor abordări emoționale care fac parte din războiul psihologic. Știm. Deci informarea se bazează pe emoție. Știm. Și care merge pe un public căruia îi se spun mesaje diferite. Franța, și nu numai Franța, fiecare țară din spațiul european și euroatlantic are propriul său de narrative pe care Rusia le împinge, ele nu sunt coerente între ele, dar pentru fiecare are un narativ. Luăm publicitate. Noi de aici, din Est, am mai văzut ceva. Luăm pauza imediat. Atitudinea asta de aproape de țață, ați văzut? Era... Să vă zic eu ceva! Domnșoara n-a învățat nimic din punctul ăsta de vedere din Franța. După pauză vorbim despre cum s-a răspândit panica la Kremlin, pentru că un fost colonel KGB spune că Șoigu și Gerasimov ar putea lucra cu CIA ca să îi vină de hack lui Putin. Pauză și ne întoarcem. Foarte interesant ce se întâmplă, pentru că Beijingul ia un pic de distanță față de Moscova. Interviul de ieri al ambasadorului chinez la Uniunea Europeană, despre care am vorbit deja. Întâlnirea de astăzi, Macron și Ursula von der Leyen sunt la Beijing și o declarație, China este gata să lucreze cu Franța pentru a face presiuni, mari presiuni, pentru negocieri de pace în războiul din Ucraina. Foarte interesant și foarte interesante sunt și reacțiile care vin de la Moscova, pentru că toată lumea vorbește despre negocieri. Moscova zice că nu e loc de negocieri. În plus, Lavrov ne trimite și cu atenția către, într-o altă direcție,
ne vom lămuri în câteva minute. Înainte însă despre cum intră zâzania între oamenii de la Kremlin pe mâna unei declarații făcute de un fost colonel KGB. Am putea spune că a fost coleg de organizație cu Vladimir Putin. Se numește Gennady Gudkova și spune așa: Putin este paranoic, își schimbă ofițerii de securitate, echipele de securitate cu totul odată la câteva luni, tocmai ca să nu apară niciun fel de trădători, să nu apară oameni care să vrea să-i facă ceva. Dar s-ar putea ca pericolul să vină de mult mai de aproape. Pentru că acest colonel ne spune că nu este exclusă varianta în care chiar Șoigu și Gerasimov să discute cu CIA un plan de eliminare a lui Putin. Haideți să vedem. Поэтому, да, с точки зрения, что там кто-то чего-то пульнет из своих там какого-то самолета, не знаю что, это они предусматривают такую защиту. А, то есть тоже кто-то из своих может все-таки лупануть вот из-за этого? Ну, предположим, Шойгу решил с Герасимом, что все, хватит, от него больше, чем пользы, и пора нам как-то, так сказать, делать когти. Договорились, позвонили Бернсу, договорились. В обмен на отстранение Путина от власти. А как отстранить? Черт, наверное, пусть подымим воздух там пару МиГ-29 или там 31-х. Шибаник по этому бункеру. Ну, как к примеру говорю. Поэтому я не исключаю, что он боится не сколько украинских прилетов. Ну, хотя это тоже риск. Он еще боится и своих прилетов. Интересная версия, кстати. Ну, а как они будут устранять? Табакерка или шарф, это как-то устарело все. Ну, конечно, они могут войти в бункер и сказать: слушай, знаешь, мы тебя заварим в дверь бункер, ты больше никому не звони, но живи здесь, мы тебя трогать не будем. Это цивилизованный такой вариант. И отправить его там на необитаемый остров. Тоже неплохо. Пусть там доживает свой век, только чтобы никогда больше не показывался, не лез, чтобы мы его не видели, забыли про него и прокляли. Не может ничего его бункер пролететь, когда он там, или где-нибудь будет там прохлаждаться на берегу, какой-нибудь там, там же акватории тоже закрыли, ну и туда что-нибудь пролетит. А почему нет-то? Если внутри все, то если внутри начнут там что-то делать свои, у них же распоряжение все сейчас есть. И все оружие, и ракеты, и самолеты, и что хочешь. Все что угодно пролететь может. Nu se teme de NATO, e o vrăjeală de uz intern, nu este frică de popor pentru că are 1 milion de forțe de securitate. Asta spune colonelul pe care l-ați văzut, fost colonel. Pentru Putin, pericolul este aproape. Își schimbă periodic gărzile, dar s-ar putea să nu-l ajute. Vă reamintesc că invitați în această seară împreună cu noi Andrei Țărnea, Cristian Pârvulescu, Ion Meioniță și ni se alătură Virgil Chițac, este amiral în rezervă. Bună seara, domnule amiral! Bună seara, vă salut! Avem și o informație nouă, vine de la Ucraiskaya Pravda. Este o declarație făcută de secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei. Rusia nu a scos de pe agendă asasinarea lui Zelenski. Cu alte cuvinte, ucrainenii știu că securiștii, agențiile de informații, de securitate, de cum s-or zice domnule profesor, vor în continuare să-l asasineze pe Zelenski. Adică era unul dintre obiectivele războiului, nu? Atunci, pe 24 februarie. Și nu s-au schimbat. Păi, obiectivele. Rusia își continuă să fie interesată să-și realizeze obiectivele. În continuare vorbește despre denazificare, vorbește... Naziștii sunt peste tot în Ucraina. Orice se întâmplă acolo este o manifestare a nazismului din punctul de vedere al oficialităților ruse, nu doar al propagandei. În egală măsură demilitarizare, deci prin demilitarizare nu înseamnă doar că armata ucrainiană va fi transformată într-o miliție fără forță, înseamnă că întreaga conducere politică va fi înlăturată. Iar cel mai periculos reprezentant al conducerii politice este președintele Zelenski. Deci e posibil, acum nu știu ce informație a ucrainienii, dar e plauzibil ca rușii să aibă în continuare un asemenea obiectiv. În orice caz au încercat să ne convingă că acesta a fost obiectivul. Știm că au fost mai multe încercări de asasinare care au fost blocate de Ucraina. Serviciile ucrainiene par să fie competente. Până la proba contrarie, cred că trebuie să îi credem, par și occidentalii, și americanii, și occidentalii convinși că asta a fost o prioritate. Și poate să fie în continuare o prioritate. Gândiți-vă,
Întreaga rezistență a Ucrainei se bazează pe acest om, pe modul în care a comunicat. Ăsta este și motivul pentru care inclusiv în România o întreagă parte a acestei coloane a cincea este îndreptată împotriva lui Zelenski, pe care trebuie să-l discrediteze cu orice preț. Zelenski este sufletul rezistenței ucrainiene, poate că n-a fost perfect, dar trebuie să recunoaștem că a comunicat extraordinar și că ne-a făcut pe toți să fim solidari cu Ucraina, pe toți care încă mai avem minte, cuget și simțire. Domnule amiral, cum vi se pare interviul pe care l-a dat unei agenții de presă din Ucraina, se cheamă Unian, Ghenadi Gudkov, fostul colonel KGB? Să zicem că Shoigu și Gerasimov decid că Putin face mai mult rău decât bine, ei atunci îl vor suna pe William Burns și vor planifica eliminarea lui Putin. Ce reacție credeți că poate stârni o astfel de declarație la Kremlin? Domn Prilipceanu, nu cred așa ceva. Ei sunt extrem de bine supravegheați. Și vă aduc aminte de o istorie de Sergei Skripal. Sergei Skripal a fost subiectul unei tentative de asasinat cu Novichok în Marea Britanie. El a fost un spion, dacă vă aduceți, ne aducem cu toți aminte, a fost un spion dublu, un agent dublu, defector, și a fost subiectul unui schimb de spion. Să știți că de la Stalin încoace, toți defectorii au fost lăsați în pace. Putin este primul care a reinventat, să zicem, pedepsirea defectorilor, iar mesajul a fost foarte clar. Toți trebuie pedepsiți care trădează. Ei sunt foarte bine, și Gerasimov și Shoigu, sunt foarte bine păziți. Eu nu cred în varianta asta. Ce pot să vă spun însă? Că este evident că Putin a devenit o leacă paranoic și vede peste tot, și în intern și în extern, niște potențial dușmani la interesele lui și la viața lui. Dar să fie clar, interesele lui nu coincid cu interesele Rusiei oricât ar vrea. Și reușește probabil propaganda rusă să strecoare în mințile rușilor, pentru că eu nu cred că interesele naționale ale Rusiei înseamnă o economie care se duce de râpă, un stat totalitar și niște oameni, mă rog, partea emergentă a societății, marea lor majoritate, care au plecat de acolo. Dar de ce a devenit el paranoic? Simplu, pentru că războiul declanșat de el prin invadarea Ucrainei nu și-a atins obiectivele. Este în mod evident că e un dezastru militar, un dezastru economic și social care a atins și țara lui. Sunt dovezi de crime de război la Bucea, știți foarte bine că are un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, ajutorul sperat să-l primească de la China nu vine, în special în armament letal. A fost un ajutor consistent economic, să recunoaștem, care i-a stabilizat economia, pentru că se ducea de râpă. Din contră, eu vă spun ceva. Chinezii sunt foarte supărați că Putin a început acest război. Pentru că în momentul de față, legăturile transatlantice între Uniunea Europeană și Statele Unite sunt mai puternice decât oricând. Ori China nu își dorea asta. Eu am spus acum câțiva ani de zile că, nu știu dacă știu eu coordonat sau nu, dar Rusia și China luptă împotriva Uniunii Europene în două feluri. Prin războiul hibrid, Rusia a încercat să dividă Uniunea Europeană, iar China vrea să o cumpere. Să știți că prin internaționalismul acesta economic, prin globalizare și prin investițiile pe care vreau să le fac în Uniunea Europeană, China vrea să separe foarte clar din punct de vedere economic, vrea să separe Uniunea Europeană de Statele Unite. Ori ce a făcut Putin în felul ăsta? A creat și mai mari legături. Lucrurile astea sunt în detrimentul, din punctul meu de vedere, al Chinei. De fapt, cum spunea și noastră, ambasadorul Chinei chiar spunea acum o săptămână că țările europene ar trebui să reziste presiunilor nejustificate din partea Statelor Unite pentru a reduce comerțul cu Beijing. Deci, ca să revin, chinezii sunt foarte supărați, Putin știe asta, în aceste circunstanțe și probabil că mai sunt și altele, el, într-adevăr, vede peste tot dușmani. În intern e posibil să vadă dușmani în camarila asta din jurul lui care a pus mâna pe Rusia și din punctul meu de vedere, ei sunt uzurpatori de putere, dar și în extern. Să știți că el vede în lumea democratică și cred că și în India și în China vede dușmani.
Încă nu, nu s-a hotărât dacă se duce sau nu în Africa de Sud, de exemplu. Decizia asta se o ia destul de greu. Vom vorbi despre China, domnule amiral. Vom vorbi pe îndelete despre China, despre vizita lui Macron la Beijing, despre declarații, despre cum împreună ar putea pune presiune pe Moscova să-și revină în simțiri și să stea de vorbă cu ucrainenii. Dar până atunci, Ion Mioniță, Putin ar putea fi înlăturat de Gerasimov și Șoigu. Cum vi se pare scenariul? Prin colaborare cu CIA. Nerealist. Absolut nerealist. Se poate întâmpla. Rusia a furnizat asemenea exemple în istorie. Momentele de eșec ale statului intră în mari turbulențe. Tocmai pentru că nu are un sistem de continuitate, de preluare a puterii. Puterea, cu rare excepții, acolo se face violent. Preluarea puterii se face violent. De nenumărate ori s-a întâmplat așa. Și nu știm ce se va întâmpla. E o mare necunoscută Rusia, în continuare. Nu știm ce vor face în momentul în care vor avea de-a face cu o înfrângere militară. Dacă se va produce, evident, nu știm. Sunt foarte multe necunoscute în acest moment. Dar ceea ce este clar pentru un om lucid care citește totuși ceea ce se întâmplă în lume și nu citește numai teoria ale conspirației, să începi această invazie în 24 februarie, să iei decizia să trimiți la moarte atâția oameni, și dintre civili, dar și dintre ai tăi, pentru că pierderile armatei ruse și a grupului Wagner sunt enorme. Sunt enorme. Deci prețul este uriaș. Prețul imperiului. Prețul recreării imperiului este enorm. Rusia deținea prima poziție în piața europeană la hidrocarburi, gaze, petrol. Considera că toată lumea e dependentă. Primea miliarde zilnic. Putea să cheltuiască regimul cum voiau și să vede că acești oameni cheltuiau cu acele iahturi enorme de sute de milioane, un lux înfiorător. Păi venea de aici, din acești bani. Acum nu mai are aceste piețe. Acum este izolată. Mai mult, actori internaționali care erau neutri și care aveau, spuneam mai devreme aici, spunea domnul Țărnea despre balansul și ceea ce a însemnat și finlandizarea într-un moment al istoriei secolului 20. Aceste țări, iată, sunt în NATO și reprezintă enorm de mult, pentru că e o frontieră de peste 1000 de kilometri pe care Rusia trebuie să acum să se ducă cu trupe, să o întărească, să o securizeze și așa mai departe. Va urma și Suedia, că până la urmă se va întâmpla și acest lucru, oricât de mult blochează Ungaria în acest moment. Spun Ungaria pentru că Turcia, discutăm dacă e cazul. Dar până la urmă, Ungaria, care face jocurile lui Putin, iată și NATO prin asta, la asta voiam să mă refer, dincolo de interesul turc legat de ceea ce au ei de împărțit cu suedezi. Dar să ajungi? Ce să ajungi? Adică erai un tip care impunea prețurile Uniunii Europene pe hidrocarburi și pe energie și acum ajungi să fii furnizorul Chinei care îți impune prețurile. Deci asta e marea schimbare. China, da, cumpără, că este o economie enormă, dar cumpără nu la prețul pe care îl lua Uniunea Europeană, îl dădea Uniunea Europeană, ia la prețul ei. India ia la prețul ei, într-adevăr. China cumpăra la un preț discounted, la aproape la jumătate din prețul european, înainte de război. Acum. Iar acum e la cam un sfert. Deci asta e reușit. Deci asta e reușit prin... Și n-ai reușit nici să ocupi Ucraina. Deci situația este complicată. Nu cât va mai dura? Linie. Exact. Și atunci nu știi ce se va întâmpla. Nu cred. Adică până la urmă sistemele astea autoritare explodează dacă lucrurile nu merg bine. E un exemplu, mulți au uitat. O asemenea filozofie a avut junta militară argentiniană când a invadat insulele Falkland în 82. Să livreze populației care era terorizată, era asuprită cu economie în cădere, că juntele nu oferă miracole economice.
Și a zis, a, vă dăm insulele înapoi, visul de aur îl luăm și atunci toată lumea va fi în jurul conducătorilor, toată lumea va fi strâns unită, patriotică, ceea ce în primele săptămâni s-a și întâmplat. Argentinenii au spus, da, ia uite, dar când au pierdut războiul, au venit britanici, ăsta au spus, nu, insulele sunt ale noastre și le vom elibera și vom lupta pentru ele și au reușit. A doua zi s-a prăbușit junta. Și tot acei generali, plini de galoane și de fireturi, au ajuns să fie judecați pentru crime de război și pentru crime împotriva propriei populații pe care o terorizaseră ani de zile. Deci lucrurile pot evolua și așa, dar nu înseamnă că acest scenariu are vreun fundament solid în acest moment. Cred că face parte din războiul hibrid. Întrebarea este cât va mai dura până când cei din jurul lui Putin, pentru că e clar că așa se va întâmpla, cei din jurul lui Putin vor înțelege că el face mai mult rău decât bine. Cât va dura? Nu știu. Deocamdată sunt în joc două dimensiuni. Una militară și se joacă nu în favoarea Rusiei, care e un eșec militar evident, am discutat de atâtea ori despre asta, dar se joacă și în această promisiune a Rusiei că reușește să coalizeze la nivelul BRICS, la nivelul relației strategice între Moscova și Beijing, o rearanjare mondială care să schimbe, și aici iarăși citez, o lume unipolară pe care eu o numesc americană, cu o lume multipolară bazată pe alt fel de reguli pe care le-ar stabili o altă axă sau un alt mod de... Aici sunt foarte multe falsuri. Lumea nu e atât de multipolară și nu a fost nici măcar atunci când în anii 90 toate aminte erau realmente singura cu adevărat superputere. De asemenea, modul de operare al statelor, indiferent cât de puternice, liberal-democratice, între ele este altul decât cel al statelor care nu sunt liberal-democratice. Iar toate lucrurile astea contează. Atunci când statele pe care Rusia se așteaptă să se alinieze în spatele unei noi axe care să schimbe ordinea mondială, efectiv, și vorbește în acești termeni, a vorbit la Valdai acum câțiva ani, deci nu e ceva nou, e ceva ce a promis cetățenilor Federației Ruse și lumii până la urmă, de mai bine de 5-6 ani. Atunci când lucrurile astea sunt în practică, dar se întâmplă cu o invazia ilegală a unui stat vecin, state care s-ar putea din rațiuni foarte practice, de interes imediat, să aibă interesul să se placeze neutru în fața Federației Ruse, din rațiuni economice sau de import militar și așa mai departe, calculează astăzi mult mai atent, pentru că riscurile pe care le generează de stabilitate și de securitate la nivel global invazia Ucrainei reprezintă pentru toată lumea un cost prea mare. Atunci când vorbim de Africa subsahariană, risc de instabilitate alimentară, atunci când vorbim de țările din Orientul Mijlociu și de China sau Japonia, instabilitate pe piețele energetice și financiare și așa mai departe. Deci costurile astea se decontează, iar Federația Rusă, deși vorbește în acești termeni, vorbește despre o nouă ordine mondială, în realitate pare să nu reușească. Iar atunci când ambele componente indică un eșec, atunci cineva trebuie să deconteze acest eșec. Scenariul este pus sub semnul întrebării de toată lumea. Pentru că înțelegem că stilul de relații pe care îl promovează Putin este unul foarte personal. Știm că cu Șoigu sunt prieteni la Cataramă, că fac călătorii împreună. Mă doresc că Vladimir Vladimirovici Putin are prieteni. Are subordonați. Subordonați față de care este mai apropiat. Subordonați sau... de grătar, de vânătoare, da, de pescuit, da, de... Da, dar subordonați. Tot subordonați. Subordonați. Vladimir Putin este țarul absolut, salvatorul Rusiei. Nu știu dacă va exista sau nu o conspirație din interior. Ce voiam să știu, sunt curios, dacă în interiorul unor astfel de relații, atunci când oamenii simt că personal sunt în pericol, nu cumva ele dispar. Deci, adică Șoigu... La asta voiam să mă și refer. Aici este un joc, știți, un joc strategic. Trebuie întotdeauna să interpretați politica și războiul ca pe o partidă de șah, în care există strategi care gândesc foarte bine mișcările uneori înainte. Una din paradigmele pe care le folosim pentru a explica situația aceasta de incertitudine e dilema sau paradoxul prizonierului.
Știți care este dilema? Unui prizonier care a fost arestat împreună cu complicii săi, îi se spune, o spus tot. N-ai decât să spui. Acum, fiind în situație de arest, n-are de unde să știe dacă ceilalți au spus sau nu. Va ceda sau nu va ceda. Cel care a lansat această ipoteză, acel ofițer KGB, FSB sau ce-o fi, nu știu din ce parte a planetei dădea acel interviu, dar sunt convins că nu din Rusia, asta a făcut. A lansat un joc și asta ați înțeles dumneavoastră de la început. Acum se vor întreba, dar dacă e adevărat? Și va crea o mică problemă în interior. Fiind vorba de o dictatură, ne bazându-se pe instituții, orice este posibil. Vom vedea dacă va prinde sau nu, dar noi știm deja că Vladimir Putin, fără niciun fel de scrupul, a eliminat oameni care au fost apropiați în momente, și asta în ultimii ani, în care a considerat că aceștia nu îi sunt utili și îi pun puterea, nu viața, puterea în primejdie. Așa că, dacă Vladimir Putin va crede acest lucru, atunci oamenii aceștia, oricât de multe excursii ar face împreună, sunt în pericol. Deci vor fi oricând gata să îl sacrifice? Chiar să îl sacrifice? Vladimir Putin să-i sacrifice pe ei, ei nu cred că o să apuce să-l sacrifice pe Vladimir Putin, nu cred în această ipoteză. Eu cred că aici este un joc de destabilizare a puterii, pentru că, cum să vă spun, dacă Vladimir Putin va rămâne izolat, va avea o mare problemă să-și coordoneze acțiunile. El se bazează pe acești oameni. E o putere personalizată, nu e un stat. Noi ne raportăm la Rusia ca și când ar fi un stat. E o putere personalizată. De altfel, frica noastră a Occidentului global este că în momentul în care războiul se va termina în defavoarea Rusiei și Vladimir Putin se va prăbuși ca orice dictator, că nu există nimeni care să preia puterea în Rusia. Asta e de fapt problema. E parte din strategie, din strategia de supraviețuire a regimului, că poate să folosească acest discurs care spune dacă cade această administrație, acest regim, ce vine va fi mai rău. Destabilizarea unei puteri nucleare, etc., etc. Și vine la pachet cu utilizarea inclusiv a acestei retorici nucleare, cu utilizarea retoricii legată de destabilizarea țărilor din jur. Deci cred mai degrabă că vor să-l izoleze pe Putin decât că Putin într-o real pericol. Macron și Ursula von der Leyen în China. Mulți s-au întrebat ce caută Ursula von der Leyen acolo. Comentariile francezilor se întindeau până la ce caută într-un avion pe care scrie Republica Franceză șefa Comisiei Europene, dar de când e Comisia Europeană, Uniunea Europeană e o țară, noi știm că încă nu e o țară. Și așa mai departe. Pentru noi ăștia cu știrile, am constatat astăzi că are o mare valoare că s-au dus doi acolo. Pentru că noi am primit informații de la amândoi. Foarte interesant. Macron s-a întâlnit ieri cu oameni de afaceri, mâine merge în canton, tot cu oameni de afaceri se întâlnește. Astăzi a semnat contracte în fața lui Xi Jinping pentru marile corporații franceze și Macron, prin oamenii lui, ne lasă să înțelegem că există o înțelegere între el și Xi Jinping. Că împreună vor lucra pentru a face presiuni foarte mari asupra Rusiei să treacă la masa negocierilor. Doamna Ursula von der Leyen ne spune și ea că l-a convins pe Xi Jinping să-l sune, să-i dea telefonul promis lui Volodymyr Zelensky. Detaliul interesant despre care vorbeam mai devreme și sunt foarte curios cum o să-l comentați Ion Meioniță, este că partea chineză a răspuns, da, Xi Jinping va suna la Kiev, dar în ritmul lui. Ce înseamnă asta cu un ritm? Anul ăsta? Un ritm milenar. Nu putea imediat să pună mâna pe telefon să-l sune. Îți vine să citezi celebra butadă chineză când unul dintre președinții, de fapt nu din președinții, din șefii Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez este întrebat Chuanlai, ce părere are despre Revoluția Franceză și răspunsul lui a fost e prea devreme să ne exprimăm. Asta în contextul ăsta, prin anii 70 ai secolului trecut. Declarația cealaltă a ambasadorului chinez în Uniunea Europeană că acel parteneria fără limite e retorică, spune enorm de multe. Adică, într-adevăr, traducând lejer, frate, interesele sunt pe bani. Adică, sunt și interesele noastre, ale unei puteri cum e China, care nu le punem așa la picioarele intereselor Rusiei în Ucraina. Aici
aș fi un pic mai circumspect. Ca de la diplomat la diplomat, aș spune. În legătură cu distanța pe care ar fi luat-o Beijingul de Moscova? Da. A, bine, nu spune nimeni că acum că e vreo fractură acolo când interesele, și știm foarte bine la ce se referă, legate de lume, de Statele Unite, coincid. Deci nu, dar arată totuși că nu merg până la cele fără limite. Cred că mai degrabă e vorba despre o poziționare și de semnale date părților, cum spuneam ceva mai devreme, că având în vedere cum stau lucrurile, inclusiv la nivel militar, China are o răbdare care are limite. Și costurile care se acumulează, de care vorbeam ceva mai devreme, economice, strategice, destabilizare, inclusiv în ceea ce privește strângerea din nou a relațiilor transatlantice, toate acestea au un cost. Și că există în acest sens un imperativ al rezolvării acestui conflict care complică lucrurile pentru toți mari actori. Și aș spune că avem aici o oportunitate, o oportunitate diplomatică, numai că, din păcate, suntem în contextul unui război. Iar ori diplomația va începe să aibă rol după ce armele își vor fi spus cuvântul. Domnule profesor, i-a cerut lui Xi Jinping să-i convingă pe ruși să-și revină în fire și să negocieze. Asta înseamnă, pe de-o parte, că Macron însuși a abandonat. Ne aducem aminte cum își băteau joc Putin și ai lui de felul în care, la începutul războiului, îl tot suna Macron pe Putin. Deci Macron a abandonat, nu consideră sau nu crede că... Deja de anul trecut a abandonat această iluzie. Numai acum Macron nu este singur acolo, dincolo de Ursula von der Leyen, reprezintă și interesele americane. Este un mesaj pe care îl transmite din partea președintelui Biden, cu care s-a coordonat, și este un moment foarte important. Ce caută Ursula von der Leyen acolo? Uniunea Europeană în acest context a devenit o putere geostrategică. Este important să înțelegem lucrul ăsta. Nu este vorba de Franța sau de Germania, ci e vorba de Uniunea Europeană, care a devenit o forță geostrategică, chiar dacă nu are armată, chiar dacă nu are o politică militară. Și merită specificat de ce? Pentru că este o putere normativă. În elemente care sunt esențiale, inclusiv în relația dintre China și Europa, că vorbim despre tehnologie, că vorbim despre comerț, că vorbim despre standarde, este o putere normativă. E cea mai mare piață cu care China are relații. China nu poate abandona în acest moment această piață. Evident că are interesul să sprijine Rusia în încercarea de a pune ordinea mondială bazată pe Occident, între paranteze, dar nu distrugându-și propria dezvoltare. De fapt, interesul Chinei este să vadă întreg vechiul Occident, Rusia inclusiv, într-o situație pe care s-o poată domina. Nu este cazul în acest moment și, într-adevăr, îi gândesc politica pe sute de ani, pe mii de ani, nu se grăbesc, de asta nici nu cred într-un război în Taiwan, în viitorul foarte apropiat, cu toate că, mă rog, există momente de tensiune. Deci, chiar acum. Chiar acum, adică întâlnirea președintei... Și declarația de astăzi a autorităților chineze. Deci, răspunsul la întâlnirea dintre președinta taiwaneză și McCarthy, președintele Camerei Reprezentanților, a primit un răspuns astăzi din, și militar chiar, adică sunt vase care sunt în Marea Chinei de Sud, inclusiv pentru scufundarea unor, așa zise, submarine. Este o escaladare. Oare americanii o fac întâmplător în momentul ăsta? Sigur, vizita președintei taiwaneze a fost programată de multă vreme acolo. Dar totuși, în momentul în care europenii vor să aibă o politică diferită de americanilor în ceea ce privește China, în încercarea de a ieși din acest impas militar. Dar v-am mai spus mai devreme, Pescova a răspuns. A spus că nu este momentul pentru negocieri. A răspuns implicit la această posibilă încercare a Chinei de a interveni. Pentru că în momentul de față se consideră că China este singura care poate, ar putea să-l convingă pe Putin să renunțe. Adevărul e că nimeni nu-l poate convinge pe Putin să renunțe, pentru că înseamnă că renunță la tot. Și o nuanță pe care o adaugă Lavrov, o să vorbim despre ea imediat. Domnule amiral, și Macron și Ursula von der Leyen îi cer lui Xi Jinping să nu care cumva să-i trimită ajutor militar, ajutor letal, ajutor, să nu-i trimită deloc nimic ce ar putea să ajute Rusia
pe câmpul de luptă împotriva Ucrainei. Întrebarea mea este dacă dumneavoastră credeți că această intenție e istorie sau credeți că încă mai cochetează Beijingul cu ideea de a trimite totuși ceva? Mai degrabă istorie, depinde cum evoluează lucrurile. Vizita celor doi a avut o componentă diplomatică, în primul rând, să-l determine pe președintele Xi ca, datorită relațiilor personale pe care le are, cred că așa s-au exprimat, cu Putin, să-l aducă pe Putin la masa negocierilor, să abandoneze ideea de război. Și componenta economică de care vorbea și dumneavoastră, extrem de importantă, de altfel Macron a fost cu circa 50 de oameni de afaceri acolo. Și China speră ca prin această vizită să dea un nou impuls relațiilor economice cu Europa. Vorbim și vorbea și dumneavoastră de o comunitate care împreună cu Marea Britanie are 500 de milioane de cetățeni. Vorbim de un PIB însumat de 20.000 de miliarde de dolari. Gândiți-vă că este comparabil cu PIB-ul Statelor Unite. Deci PIB-ul Statelor Unite și al Uniunii Europene însumat este jumătate din PIB-ul mondial. Dacă mai adăugăm și Japonia, am sărit de jumătate din PIB-ul mondial. Deci există și componenta aceasta economică. Însă, vreau să remarc ceva. Este foarte interesant cum președintele Xi este văzut așa ca un mediator în favoarea păcii și se caută ca el să intervină ceva similar cum a intervenit luna trecută între Iran și Arabia Saudită, când datorită medierii domniei sale s-au restabilit relațiile diplomatice. Dar cum să vezi în președintele Chinei un astfel de mediator când, în momentul ăsta, el pregătește China pentru război? Și să ne aducem aminte că la reuniunea anuală care a avut loc în martie a Parlamentului chinez, el le-a spus generalilor lui, trebuie să îndrăzniți să luptați. Mai mult decât atât, a anunțat o creștere a bugetului apărării cu 7,2% anul ăsta. Vă aduc aminte sau aduc în atenție faptul că în ultimii 10 ani bugetul apărării Chinei s-a dublat. Are planuri pentru a face China mai puțin dependentă de cereale. A ordonat armate, există informația asta, ca până în 2027 să invadeze Taiwanul. Eu nu sunt așa de convins că o acțiune militară în Taiwan nu se va întâmpla în viitor apropiat la domnul profesor Turculescu. Chiar nu sunt convins, pentru că în acest al treilea mandat al președintelui și ăsta este pariu. Deci, revin, e foarte interesant cum este văzut el ca un mediator, în timp ce el în China are o politică de pregătire a țării pentru război. A adoptat de curând niște legi pentru pregătirea militară, adăposturi antiaeriene în orașele care sunt dincolo de strâmtoarea Taiwan. Deci, realmente, el pregătește țara pentru război. Dar, în același timp, în plan internațional, e văzut ca un bun mediator. Interesant. Aș adăuga un element. Unul dintre, și aici nu e vorba de un cost, ci e vorba dintre unul dintre elementele pe care le aduce războiul pe care Rusia îl poartă în Ucraina, este eșecul tehnologiei militare de tip post-sovietic, care seamănă foarte tare cu ceea ce face China. Evident, sunt limite la această comparație. Dar există aici o lecție a acestui război, care e devastator, care distruge o societate, care are costuri umane și materiale imense, și cred că aici e o lecție inclusiv pentru alte puteri legate de disponibilitatea lor anterioară a acestui război de a imagina utilizarea instrumentului militar a unei invazii. Cred că astăzi costul e văzut altfel. Și aici cred că asta este în favoarea celor spuse ceva mai devreme. A scăzut riscul invaziei Taiwanului, tocmai pentru că acest cost a devenit evident. Imediat îl vom vedea pe vicecancelarul Germaniei, care săptămâna asta a apărut la Kiev într-o vizită surpriză, neanunțată, și a făcut o declarație pe care nu credeam să o vedem vreodată, sau oricum nu vezi așa ceva în fiecare zi, mai ales noi aici în România suntem obișnuiți cu politicienii care nu-și cer scuze, nu le pare rău, nimic de genul ăsta. Vicecancelarul Germaniei i-a spus lui Zelenski în față, e înregistrat, o să vedem declarația, că se simte foarte rușinat
de faptul că Germania nu a ajutat la timp Ucraina. Vedem declarația și o comentăm. Dar înainte, domnule profesor, Lavrov e în Turcia ca să discute despre acordul, prelungirea acordului grânelor, transportului grânelor prin Marea Neagră, dar înainte de a pleca spune. Deci toată lumea vorbește despre cum China ar trebui să intervină la Moscova să înceapă negocierile cu Ucraina. Iar Lavrov vorbește despre Statele Unite și zice așa: Statele Unite se vor trezi și vor veni la masa negocierilor, nu mai avem mult de așteptat. Relația cu SUA este într-o zonă a unui război fierbinte, dar relațiile cu Statele Unite trebuie păstrate deschise. Dar are legătură cu China? Sau are legătură cu vechea obsesia lui Putin de a vorbi direct cu Biden și să împartă lumea împreună? Sigur că așa ar dori să vorbească direct cu Biden, dar acum trebuie să vorbească și cu Xi Jinping. Nu mai poate să vorbească direct cu Biden. Dar apropo, nu este singurul care regretă. E un oarecare Bill Clinton care regretă că... Da, 94, da. Că Și se simte foarte rău. Pentru că dacă astăzi, apropo de rolul armelor nucleare, din 2014 Ucraina avea armele nucleare, Rusia n-ar fi atacat niciodată. A fost o mare eroare din acest punct de vedere și, practic, Ucraina a fost oferită de Statele Unite ale Americii pe tavă Rusiei, pentru că nu putea să reziste. Era o evidență că se va întâmpla acest război. A fost un risc calculat în condițiile în care, în acea perioadă, ideea era că Rusia poate să fie adusă într-o anumită formulă în relația cu Occidentul, în care aveai un parteneriat între Rusia și NATO, în care... Întrebarea este, dacă Ucraina n-ar fi renunțat la arma nucleară, Rusia n-ar fi lăsat-o să fie independent, așa și atunci, la cât de slabă era, ce s-ar fi putut întâmpla? E greu să judecăm acum, dar atunci a cântărit un lucru foarte mult. Faptul că nimeni nu credea că statul ucrainean post-independență are capacitatea să controleze acel arsenal nuclear. Exact. Și era un pericol perceput de Occident, corect, al traficului nuclear. S-au făcut care și filme despre asta. Veneai cu o damigeană de vodcă și îți cumpărai un focos nuclear în 90. Nu întâmplător este, e în paralel cu greșeala a fost alta. A cărui scop era gestiunea stocurilor nucleare a întregului sovietic. Are dreptate, încă o dată. Nu asta a fost problema, problema a fost alta. Greșeala a lui Bill Clinton și are de ce să regrete masiv. A dezarmat Ucraina fără să se ofere nicio garanție de securitate. Singura garanție de securitate pe care o avea Ucraina atunci erau armele nucleare. I-au luat armele nucleare și din rațiuni de înțeles corecte, dar nu i-au dat nimic în schimb. Ce i-au dat? O bucată de hârtie pe care a semnat-o Rusia frumos, memorandumul de... Și pe care a încălcat-o fără nicio fel de problemă. E problema de astăzi. Ucraina n-a avut garanții de securitate, n-a fost în NATO și de-aia a fost invadată. Deci să fim foarte siguri, și ca să audă toată lumea. N-ai garanții de securitate în lumea de astăzi, la cine te poate apăra, ești frunză în vânt. Oricine mai puternic ca tine zice... Pactul nu trebuie să existe, am luat teritoriul la revedere. Deci Finlanda, deci, și Suedia. Exact, exemplu fundamental. State care erau neutre, au văzut invazia și au zis, n-avem garanții de securitate. Și nu vorbim despre guverne, vorbim despre o schimbare radicală a opiniei publice. Acum 10 ani, mai puțin de 35% dintre finlandezi își doreau aderarea la NATO. Astăzi cifra este de 75%. Domnule profesor, vă rog. Finlanda. Punctați și... că îl vedem pe vicecancelar, vă rog. Finlanda și Suedia erau țări care erau... neutre într-un moment în care nu exista niciun pericol, dar erau pregătite pentru un război cu Rusia. Au o armată excepțională, amândouă, au o capacitate extraordinară și colaborau ambele cu NATO cât timp ar fi făcut față. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră cu obsesiile Rusiei și cu declarațiile lui Lavrov înainte de a pleca spre Turcia. Ankara. Ceea ce vreau să sugerez este că, într-adevăr, în acest moment nu este loc de negociere cu China. Vă spuneam, China a fost foarte deranjată că Rusia și-a încălcat imediat cuvântul dat în momentul în care a anunțat că transferă rachetele în Belarus, pentru că ceea ce voiau chinezii era ca americanii să nu ducă rachetele în Coreea de Sud. Rachetele din Coreea de Sud ar fi pus în pericol China și ar fi creat o tensiune suplimentară în contextul conflictului cu Taiwanul.
În aceste condiții, mie mi se pare că declarația lui Lavrov nu face decât să arate odată în plus cât de izolată este Rusia. Mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc. Nu mai avem timp, dar vă spun încă o dată, vicecancelarul Germaniei în vizită la Kiev îi spune în fața lui Volodymyr Zelensky că este foarte rușine că țara lui nu a ajutat militar la timp Ucraina. Pauză, când ne întoarcem, Oana Zamfir are ultimele informații. Seară bună!